niște criterii care nu erau foarte clare. Sunteți cei mai mulți dintre voi, sunteți copii în biserică, care vă spovediți, vă împărtășiți chiar săptămânal, aveți cunoștințe solide, chiar teologice, și nu era corect să participați la un concurs în care cunoștințele coparticipanților sunt generale. Atunci am făcut o secțiune specială pentru voi și am făcut o departajare astfel încât să concurați voi cei care sunteți, faceți performanță în domeniul acesta. Totuși nu cred că se poate compara sau nu putem cere o lucrare, să comparăm o lucrare a unui copil care a auzit că există înviere cu a unuia care trăiește învierea. Așa că să nu vă supărați, în săptămâna verde, nu? Așa îi zice, în săptămâna verde o să decernăm premiile. Vreau să spun că lucrările voastre au fost foarte, foarte bune. Foarte bune. Atât de bune încât a trebuit să le dăm deoparte și să jurizăm pe celelalte lucrări. Ăsta este adevărul, nu vreau să supăr pe nimeni. Ați văzut că am premiat toate școlile care au participat, copiii care au participat și au fost foarte buni, dar nu mi s-a părut just să facem o asemenea comparație, așa încât săptămâna viitoare, mâine mai aveți un pic, este sărbătoare Izvorul Tămăduirii, mai pe la liturghie, mai ajungeți sau nu pe la ore, bine ar fi să ajungeți, dar de săptămâna viitoare, în săptămâna verde, o să vedeți și premiile pentru lucrările voastre. Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Mulțumesc și tuturor celor care au participat la acest program, la acest concurs. Eu nu mai văd așa de bine departe, dar acolo, cred că e domnul Bogdan acolo, nu? Îi mulțumesc din toată inima că s-a ostenit. Să știți că nu-i treabă puțină, nu-i treabă simplă să așez câteva sute de scaune. Și să le și așez, după aceea să le și ridici, așa mai departe. Îi mulțumim pentru toată dragostea pe care o are, în primul rând, față de Dumnezeu și prin aceasta dragostea pe care o revarsă asupra semenilor. Mă bucur că ați primit și binecuvântarea înalt preasfințitului și eu nădăjduiesc că într-o săptămână, două, o să vină să ne vorbească chiar la școală despre Maica Domnului. Sunt convins că nu ne va opori. Vă mulțumesc! Dumnezeu să vă binecuvinteze!